de unde? Draga apă. Ai tot un râu care curge. Da, ok. De acolo. De acolo trebuie să duc apă ca să se bage aici. Că mi-a făcut care mi-a făcut o fântână. Mi-a spus, măi oameni buni, mi-mi faceți fântână, dar eu consum undeva la 40 de tone pe oră. Când e făcută fântâna? Anul ăsta sau? Acum vreo lună. Ah, nu. Fântâna te-au să dea randamentul meu cam în... Ia în timp, în an, sapa aici jos și aici se va acumula apa. Și de aici, tu acum n-ai unde, acum ia diamantul ăla de care ai nevoie. Da, dar abia 2-3 ani. Așa că fântână, că așa e cu fântână. Da, da, da. Eu n-am putut nici ăștia noștri să-ți arăt, nu au un camp, eu am nevoie acum de apă, vă dați seama. Da, mă, da. O să... Te duci, mă, taci o dată din gură. Hai. Angro chiar, e foarte multe roșii, na, dacă mă pun să le coleg acum toate pe aici, sunt tone de ele acum. Și aici da. Chiar o, pe 500 de kg de pe ce? De pe un rând din ăsta. Deci tot le-au luat, eu am fost pe Calamare, numai ce am... Hai de muncă. Problema e în felul următor, că eu pot să traduc trimiterea care a expirat de fapt... Dacă nu m-a venit spunea că i-a făcut de treabă, cu afirul. Cu programarea, știi? Dar abia după marge, când îi dau cu un plan de serviciu. Da, la 10:30, da, la bine, da. Nici măcar un proiect pe județul Caraș Severin. Da. Nu ai nicio șansă. Ai că trebuie să ai, dar nu merge, totul merge în motivație, n-ai cum. N-ai cum, pe ei. Mie mi-a zis că nu-s bune două exploatații ce le-am preluat. Am făcut contestații, am trimis. Păi totul trecut pe... Nu mi-au dat nici ea 3.000. Pătrați, i-am chemat când le-am plantat. Ori măsurat cu ruleta, am fost ok și ori venit la... Înainte de 15. Ce puteam să fac? Puteam să mă lupt cu natura? Ne-a ajutat din toate punctele de vedere, și o depins de primărie. La nivel de județ nu putem să spunem nimic rău despre direcția agricolă. Totul vine de la București. Fonduri europene. N-am fost sprijinit niciun fel, am făcut firmă, totul pe firmă aici. Să încasez, am făcut un proiect, o fost eligibil, numai că pe județul Caraș Severin nu s-a luat niciun proiect. Cum e posibil așa ceva? Nu pot să vă spun. Am făcut contestație, mi s-a spus că nu sunt bune cele două exploatații. Am venit la primărie, am trimis din nou să-i, totul trecut e pe internet. Totul se vede, ceea ce am depus. Că nu e bună exploatațiile, nu sunt bune exploatațiile. Am trimis contestația cu cele două exploatații, după aia că nu e bună cooperativa, asociația de producători, prin care a mers. Și de aia proiectul nu este eligibil la punctele care erau, la cele 80 de puncte. Pe aceeași asociație de producători se poate verifica tot județul Arad, județul Timiș. Sunt și luați banii pe aceeași asociație de producători. La mine n-a fost bună. Nu înțeleg afirul de la București. Gândiți-vă, niciun proiect pe județul Caraș Severin nu se poate. Dacă aloci niște bani, atâția pe județul Arad, atâția pe județul Caraș Severin, pentru că fiecare județ trebuie ajutat în parte, nu? La noi fiind o zonă și foarte, foarte friguroasă. Nu avem zonă defavorizată, dar dacă, eu știu, la Bâlea Lac sunt minus 7 grade, undeva la minus 5 sunt la noi, pentru că e depresiune. E foarte frig. Cu programul Tomata am pus 1000 de metri pătrați de solar, nu ne-au dat cei 3000 de euro, că la data de 15 iunie nu erau coapte. Păi ce să fac, să le coc cu forța? Eu iarna aici ținem oile. Primăvara punem zarzavaturi. E totul natural, se poate verifica. Numai că cei 3000 de euro nu ne-au dat, că nu erau coapte la vremea respectivă. La pe data de 15 iunie, roșie, pe ce să fac, să le coc cu forța? Și nu am luat nici cei 3000 de euro. Anul trecut am luat, am pus ardei, 1000 de metri pătrați. S-au dat cei 2000 de euro. Din greșeala mea, bineînțeles, am dat un cont greșit. S-au dus banii, ne-au băgat cei 2000 de euro, s-au dus banii în altă parte. Ne-au retrimis, exact, ne-au retrimis, am făcut ce, ne-au retrimis banii înapoi în Apia, iar de la Apia am primit câteva zile, că am făcut două contestații, acum câteva zile o hârtie precum că nu se mai pot vira acei bani înapoi, că ei s-au dat doar pe anul trecut. Dar sunt banii mei, care i-am primit, s-au dus în altă parte, din greșeala noastră s-a dat un cont greșit, ne-au retrimis banii înapoi, a spus că nu ne pot retrimite înapoi nouă, și anume la CERSIC București. Băiatul și-a făcut, cum a făcut un proiect, o semnătură electronică. Și el, când a dat contul, crezut că acela e contul. S-au retrimis banii înapoi în Apia, iar Apia ne-a trimis că nu se mai pot, vadă târtia, nu se mai pot da acei bani înapoi, că trebuia doar până în data, să-i trimită până în data de 31 decembrie 2021. Doar până atunci ne puteau retrimite banii. Păi sunt banii mei, ce contează? Eu trimis înapoi la Apia, Apia doar să ne dea nouă banii noștri, care am primit dreptul nostru. Nici acei bani. Și suntem defavorizați din toate punctele de vedere. Te duci să-ți vinzi marfa. Unde? Să mă asociez aici cu cine? Suntem o mână de producători, o mână de oameni. Dar nu pot să pună roșii sau ardei doar în Oltenia. Se pune și aici, se pune și la Fârliuc, se pune și în Timiș, numai că noi aparținem de Caraș. Da, pe județul Caraș Severin îi putem număra, eu știu, 10-15 oameni. Județ de munte. Exact, județ de munte. Cu ce ne ajută, cu cine sprijină? Zonă defavorizată nu suntem? Păi cum mai defavorizați de așa? Mai ales că fiind totul bio, cu gunoi de graș. Se poate vedea gunoiul de graș? Uitați-l acolo, grămada de gunoi de graș. Deci doar... nu folosiți îngrășăminte? Nimic. Uitați acolo gunoiul de graș. Se vede. Nu. Și mi-a spus că iarna țineți oile aici. Iarna ținem oile aici, da. Că ne prinde bine și în loc de saiban și locul e foarte gras. Și nu mai avem nevoie de chimicale. Nu te sprijine nimeni și nici nu ai cum să oprești vreodată treaba asta. E prea multă mafie ca să poți să oprești. Până sus, în vârf. Nu ai cum să oprești așa ceva. Nu, imposibil, doar propagandă. Că se va opri, că se va... Niciodată. Niciodată. Dacă mergeți la Timișoara, toată marfa, cel puțin din piața de Gros de acolo, că mergeam să dăm și noi marfa acolo, la Angro nu ai niciun drept, e făcut o piață pentru producători, numai că nu vine nimeni, toți merg dincolo să cumpere, și anume magazinele, cei care au magazine, chioșuri și așa mai departe. Toată marfa e adusă din Ungaria, cel puțin 70%. Capia, gogoșare, eu știu, cel puțin cunosc, de prin Macedonia. Cum vin, cum trec la vamă, nu mă întrebați că nu știu. Dar nu se va opri niciodată, niciodată. Nu-i interesul. Nu-i interesul. Doar propagandă. Doar... merg, stau 3 luni acolo sus la guvern și au făcut plinul, pleacă, vin alții. Și tot așa. Tot așa. Nu va face nimeni niciodată nimic. Am vrut să merg la București, să mă mai încerc cu încă o contestație, că se rezolv, măcar să-mi scot cei 2000 de euro care sunt banii mei. Unde să mă duc? Unde? Să mai fac o... Am renunțat și renunț. Mă ocup cu ceea ce am, îmi reduc de acum înainte, că nu ai nicio șansă. Nicio șansă. Cu cine lucrați și aveți aici? Eu cu soția, cu copilul și mă mai ajută încă doi oameni. Îi ajutăm și noi pe ei și ne-am mortăcit, cum se spune la noi. Și noi ajutăm pe ei la rândul nostru. De-aia mergem cu folie pe jos, ca să nu... Că nu mergem cu ierbicid. Punem folie și nu mai dă iarbă. Și plivim doar la fier. Deci, fără chimicale pentru iarbă, fără chimicale pentru îngrășăminte, fără chimicale pentru tratamente, cum vă descurcați? Exact. Foarte, foarte greu. Acum vin de la furluc, de la plevit la vinete, cu da de iarbă în vinete. Și, na, până cade bruma, mai e vreo lună și ceva. Și mai avem de cule. Și acum e perioada lor care merg. Și de acolo vin, de aia sunt așa murdar. De acolo vin de la pe Marcu Tiberiu.